am fost cu Helmut Ducadam. Deci eu la Sevilla aveam 10 ani, că s-a născut 76, 86. Și peste 15 ani din 86, deci în 2001, da. Da, la 15 ani de la Sevilla, lui Horica Ivanovici, pentru că a fost ideea lui, vine ideea, bă, te sui cu Ducadam în avion și duceți la Sevilla. Helmut Ducadam, domnul Ducadam, ne mai fi niciodată pe stadionul ăla, ne mai revenind. Da, da. Deci seama, eu la 21 picuți de ani, dar lasă astea, aveai 10 ani la Sevilla, să stai cu Ducadam în cameră, să mergi 3 zile acolo, să intri în poarta în care aparatul și cum mânuțile originale, nu le dăduse încă, ălea roici sau ce aveau, da, sau da, ce da. Ele, mânuțile așa. Nici măcar asta nu e poanta. Poanta, am mai povestit-o cu riscul de a îi supăra pe cei care au mai auzit-o, era grevă în Sevilla, greva transportatorilor. Aeroportul, ca orice aeroport, la 20-30 de kilometri de Sevilla. Și a zis, bă, nu vă duce nimeni, niciun taxi, nici o mașină, nimic. O luați pe jos. Ha, o bună glumă, astăzi nebun, 30 de kilometri, da. Pe atunci nu erau curse directe. Vizero, Ryanair, era București, Roma, Roma, Madrid, Madrid, Sevilla. Trei zile făceai. Da. Mamă, zic, frate, după ce am mers atâta, voi îi spuneți, trebuie să iau pe jos. Da, erai cu Ducadam. Cu Ducadam. Și cu Gicuță Flușter, fotograful, și cu așa. Cameraman de la antenă. Trei crai de la răsărit plus Ducadam. Bă, cine ne ia? Nu vă ia nimeni copiii mei, că e grova transportatorilor. M-am dus la un șofer de autobuz. Autobuz. Deci era un 336, dar lor, 178. Și am zis, băi, nene, deschide un pic ușa. Da, tată, care e problema? Noapte. Unu noaptea, cred că era. Wow. Băi, nene. Suntem trei ziariști români. Ha, mă, dă-i drumul de aici cu ziariștii români. Fiți atenți așa. Sunt cu Helmut Ducadam, zic ăla cu tare. Și ăla se uită așa la mine, bă, l-am prins și pe ăla, mâncaia jgurița lui, fan Real Madrid. Deci dacă Dumnezeu voia să mi-l așeze cu mâna, nu puteam să-l potrivesc pe ăla. Și ăla zice, ăla care a apărat, da, stai așa, stai, zice că o rezolvăm într-un fel. S-a dat jos, s-a închis ușa noi în fața autobuzului. Cu Ducadam, cu valize, Gică Flușter, cu camera, cu ălea, cu Jean Popa, cu camera. Da. S-a dus și a vorbit cu băieții ăia. Bă, nu spărgător de greu, să nu-l tai ăia. Dar zice, e ăsta cu Ducadam, uite ăla de acolo. Bă, lăsați-mă să mă duc și mă întorc. Nu sparg greva, nu transport pe nimeni, nu iau niciun leu, nimic. Aia când au auzit că e Ducadam, care bă ăla de la, n-are bă cum. S-au strâns ciorchine. Noi eram, mamă, zic, ăștia ne mardez, ne fură ceva, ne pădrez. Și ne-am suit și am mers cu un autobuz. Băi, cu un autobuz, tu înțelegi? Nu cu microbuz, deci, autobuz. Ce VIP. Mai închisă la sus ce scria, a prins farurile. Nici unul din șmecherii României n-a mers cu un autobuz. N-a venit să-l ia pe el. Era un autobuz de linie, da. Ne-a ținut de bară, de taxator. Ne-a dus ăla până în Sevilla, 27, de, nu știu, 25 de kilometri, cât ori fost, s-a întors. Și a zis niciun cașcaval, că noi ca românii să-l omenim, da. Aveam dolari, da. Nu era cu euro. Haide mă, da-ți drumul de aici. Bă, ăla spărgător de grevă, adică frate. Te ajuta că vorbeai spaniol. Da. Bă, zic, unchiule, ăla cu Hitanos, Rumenos, bă, Hitanos, Hitanos, dar du-ne frate meleu, zic, până acolo, cum să merg pe jos, bă, ești nebun, uite de la ăsta, e cu cameră de ăla, vede, nu e interesat de jurnaliști, bine, mă, hai de-i drum. Când auzi de Ducadam, atunci îți dai seama lângă ce oameni ai trăit, știi? Da, dar crezi că...